TVR3 vă urează sărbători fericite! La sărbătoare de iarnă, TVR3 vă propune o ediție specială a poveștilor cu cântec venite de departe și totuși atât de aproape. Pentru că acest timp, cu semnificații divine, dizolvă în fiecare an granițele apropiindu-i pe români, fie și doar spiritual. În prima parte, emisiunea trece în revistă colinde și cântece de sezon din concerte filmate și discuri primite în ultimii ani din diaspora, de la Toronto și până la Sydney. În partea a doua, un portret al unui cor românesc înființat în Italia. La început, în martie 2014, au fost două grupuri distincte de băieți și de fete, Arpeggio și Roa. După un an, corul astfel reunit a continuat să răspândească folclorul și muzica românească cultă. Astăzi, Arpeggio și Roa cântă în primul rând pentru comunitățile românești din Italia. Au onorat Ziua Națională a României și Gala Festivalului Tinerelor Talente Românești Pro Patria. A participat la Festivalul Național de Colinde de la Roma și la Expoziția Mondială de la Milano. La sfârșit de noiembrie 2016, a cântat și în România la un prestigios festival coral, după care la Roma a lansat un disc de colinde și a întreprins un turneu în jurul capitalei italiene. Un cor de Dacia acasă la romani. Ne-am întâlnit în decembrie 2014 la un teatru din Latina, din provincia Romei, și am descoperit că existau două grupuri, unul feminin și celălalt masculin, cu același repertoriu, și am început după 3 luni să ieșim, să cântăm în diferite evenimente. În Italia am mers la muncă și nici timp nu am avut la început de așa ceva, nici cunoștințe. Încet, încet am început să cântăm la biserică, pur și simplu, loc unde ne-am și întâlnit cu parte dintre colegi și am început să ne armonizăm între noi și să facem un mic grup. Am terminat seminarul teologic și colegii mei, fiecare dintre ei a avut, Adrian a terminat teologia, facultatea de teologie, Simona a făcut școala pedagogică și toți ceilalți, cât de cât ne pricepem să citim notele și să ajungem împreună de fiecare dată la rezultat. Primul punct de legătură între Arpeggio și Roa a fost o jurnalistă de la Radio România, Elena Păsternicu, care chiar ne-a pus în legătură și a rămas frumos impresionată despre sunetul pe care l-a auzit și din partea noastră și din partea băieților. Mi-amintesc perfect când a zis, dacă vrem să cunoaștem niște băieți care cântă la fel de frumos, și după 2 zile ne-a pus în legătură cu ei. Așa, de fapt, a început cariera noastră. Am cântat la început la școală, ca fiecare, nu încep de jos. Apoi, în comuna de unde vin, în România, era un mic cor. Comuna noastră fiind înfrățită cu o comună din Franța, se făceau aceste schimburi și am fost chiar în Franța la un astfel de schimb de experiență. Și apoi,
Întâlnindu-ne aici în Italia cu Simona, ea m-a sunat și a spus de ce nu reîncepem să lucrăm un pic. Era o idee la care nu mă gândeam în momentul ăla. Mi-a plăcut. Eram un pic, zic, nu știu dacă mai suntem în stare, dar după aia ne-am întâlnit, am făcut câteva repetiții, doar fetele, care eram toate din aceeași comună, din județul Galați, și a fost ok. Primele costume, fiecare dintre noi avea un costum propriu sau dacă nu l-avea și l-a cumpărat cu bani proprii. Erau diferite, nu arătam ca un grup uniform. Apoi a fost o doamnă care ne-a ajutat foarte mult, Elena Dascălu. Ne-a făcut costumele personalizate, sunt un pic mai moderne. Și ne-a făcut costumele la fel, la toți șase. În contactele cu celelalte coruri italiene am întâlnit surprinderea plăcută a lor, deoarece marea majoritate a cântecelor corale italiene au o tentă foarte lentă, iar cântecele noastre populare au un ritm care i-a lăsat de multe ori foarte surprinși și încântați, pentru că nu se așteptau să la atât de puțin ca cât suntem să reușim să dăm anumite ritmuri la cântecele noastre populare. Și ritmul săltăreț al sârbelor și al horelor pe care le cântăm i-a încântat. Anul acesta, de ziua ei, la sfârșitul lunii iunie, am decis să facem un flash mob lângă Pantheon, la Roma, îmbrăcați în costume naționale, și am cântat trei piese, două doine și iacașaul nostru, care nu lipsește niciodată, și am postat filmulețul acesta pe Facebook, pe pagina noastră. În trei zile am rămas surprinși pentru că am ajuns la 60.000 de vizualizări. Nu ne așteptam în niciun caz, pentru că nici 1.000 de abonați nu avem. A avut răsunet în Elveția, în Germania, în Grecia. Ne-au contactat, văzând acest filmuleț, ne-au contactat în Elveția pentru un festival la care urmează să și participăm. Deci a fost o mare satisfacție. Eu mi-aduc aminte cu mare plăcere, cu mare plăcere, de un concert pe care l-am făcut la Riano, o localitate din apropierea Romei. Un concert făcut mai mult pentru publicul italian, erau și români. Cred că pentru mine personal a fost lansarea cea mai importantă, pentru că italieni fiind, au simțit, au aplaudat, s-au ridicat de pe scaune, au fost alături de noi și au rămas wow. Repetițiile și concertele le avem în afara programului de serviciu. Deci repetițiile le facem o dată sau de două ori pe săptămână, după orele de serviciu. În general ne întâlnim la ora 8 seara și repetițiile durează până la miezul nopții. Și a doua zi
O luăm de la capăt cu serviciul, la ora 7, 7 jumate, suntem la muncă și... Deci munca nu face parte din partea, activitatea culturală. Patria a fost o pistă de lansare, acolo chiar v-am cunoscut pentru prima dată și am cunoscut mulți artiști din Italia, români, din diaspora. Expo Milano a fost o vitrină universală pentru noi, foarte importantă. Acolo am cunoscut contacte pentru alte concerte care au urmat în zona noastră, în zona Lazio. Academia de România a devenit aproape o casa noastră, pentru că noi acolo am făcut concertul de lansare și apoi am revenit propunând mereu diferite proiecte culturale care au fost bine primite și apreciate. Am continuat colaborarea și încă acum suntem în strânsă colaborare cu Academia de România și propunem evenimentele care punctează zilele de sărbătoare națională a României. Chiar ziua României o vom sărbători în Academia României cu lansarea primului nostru disc. Întotdeauna foarte ușor să găsim partiturile, căutăm în repertorii corale, dar mergem și ne rugăm de anumite persoane prin intermediul internetului, reușim să găsim partituri, iar la anumite piese populare unde nu există o partitură, reușim și încercăm să o adaptăm și să o punem într-o anumită nuanță care să placă celui ce o aude și de multe dintre cântecele noastre le-am făcut fără partituri. În legătură cu repertoriul, preferatele mele sunt piesele cele mai vechi. Mi-a plăcut foarte mult când am avut ideea cu Anton Pan să reluăm piesele vechi și să le rearanjăm pentru cor. Asta a fost asul nostru la câteva concerte și în Italia și acum și în România la Cernavodă. Oh,
Un alt pas important pentru grupul RPG Roa a fost festivalul Ioan de Chirescu la care am participat. Trebuie să mărturisesc că am scris organizatorilor festivalului cu puțină reținere, știind că acolo participă cele mai mari coruri din România și că este un juriu, chiar dacă onorific, foarte important. Ne-au răspuns foarte repede și atunci am început să prindem curaj. Am fost surprinși în mod plăcut de, în afară de primirea călduroasă pe care românii știu să o ofere, de aprecierea jurului și colegilor din alte coruri. Cel mai important concert pe care l-am avut, după părerea noastră, cred că a tuturor, a fost cel de ieri de la Cernavoda. Am avut concerte începând de la persoane simple până la persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată, italieni, români, dar ieri am avut confirmarea de la persoane mari de muzică, din muzica românească corală, că ceea ce facem noi, într-adevăr, este văzut ca pe o chestie frumoasă și o facem de calitate. Și spuse de persoane care fac muzică de 40-50 de ani, a fost o chestie foarte frumoasă. Sunt cele mai reprezentative pentru un cor polifonic. Și am văzut că reușim cu muzica noastră și mai ales în perioada de Crăciun să alinăm un pic sufletele românilor, să le aducem aminte de acel dor cu plăcere, nu doar cu nostalgie. Am înregistrat primul album într-un studio. Am colaborat cu prieteni, producători și cu o casă de discuri de la București. Altcineva ne-a ajutat cu grafica, ne-a ajutat cineva și cu masterizarea și noi am cântat, am făcut partea noastră și acum vrem să vedem reacțiile publicului. Oh.
Avem gânduri și pentru 2017. Deja avem ceva organizat pentru 15 ianuarie cu ocazia zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, un spectacol care o să fie făcut tot la Academia Română de la Roma. Și oricum sperăm pentru restul anului 2017 să facem chestii din ce în ce mai mari, din ce în ce mai de amploare și să avem satisfacții din ce în ce mai mari. Sesiunea de concerte de iarnă începe, așa cum am spus, pe 2 decembrie la Academia din România, la Roma, când va fi lansarea albumului de colinde, și apoi continuă cu alte 8 concerte despre care găsiți toate detaliile pe pagina noastră Facebook. Ne-am gândit să continuăm turul nostru în comunitatea românească, în bisericile ortodoxe din zonă, început chiar anul trecut, în 2015, și apoi avem colaborări cu alte grupuri și asociații italiene, printre care și un festival internațional pe 9 decembrie, Festival de la Vento, care se desfășoară în centrul Romei, unde vom încânta atât italieni cât și turiștii care trec. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.